Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O fostă spioancă lusă din America plomovează acum în Rusia un telefon mobil lusesc care să înlocuiască modelele Apple, care nu mai pot fi vândute în țara lui Putin. Ia uzi. Știi că s-au retras, gata, s-a terminat. S-a retras toată lumea de acolo. Da. Și doamna asta, doamna are o istorie, o cheamă Maria Butina. Ea chiar a fost spioancă în Rusia. Spioancă? Spioancă rusă în America. În America. În America, pardon. A fost deconspirată, arestată, nu știu ce, băgată la pârnaie. Adică a făcut bușcărie. Condamnată, da, a fost condamnată la vreo 18 luni, a făcut vreo 5. Și după 5 luni, mă rog, a fost eliberată, se presupune că a fost ceva schimb de spioni, s-a dus la Moscova, Putin a făcut-o deputată. E în Duma de stat, nu știu, mă rog. Și într-o filmare postată online, doamna spioancă face unboxing, serios, la un telefon. Ce tare e asta. Aia. Aia? Da. Este, spunând așa, Apple nu mai vinde telefoane în Rusia? Caca e problema. Avem și noi telefoanele noastre la fel de bune. Se manivelă? Băi, da. Se manivelă la vedere? Da. Deci asta apropo de faptul că Putin acum a zis că gata, companiile astea care s-au retras, le naționalizăm, le fac le facem rusești. Și probabil că o să naționalizeze. McDonald's? Da, McDonald's, da? O să mănânci McDonald's rusesc? Nici nu vreau să mă gândesc. Bun, sigur, nu o să aibă mâncare pentru McDonald's rusesc, dar Apple-ul naționalizează Apple, îți dai seama? Dar. Apple, mamă, ne-au naționalizat ăștia în Rusia. Ce ați naționalizat? Păi magazinul și birourile. Și mai erau niște replica pe perete, niște telefoane de alea de carton. Am luat tot. Statul rusesc nu vă iartă. Bine, frate. Cum să, ce să naționalizezi? Oamenii nu înțeleg cum funcționează economia globală. Se naționalizează, Ikea s-a retras, supărare mare, Rusia, nu știu ce. Acum, dacă naționalizează Ikea... Păi nu prea au ce, cred că... Parcarea. Parcarea e importantă. Asta mă gândeam, că și sediile, bănuiesc că erau închiriate, adică chiar nu are ce să ia. Ce naționalizezi? Probabil că ultimii bani de acolo nu o să și scoată din țară, dar rest cam atât. Auzi, dar spune, telefonul ăsta sunt de alea cu cuplaj? Sunt cu un anumit tip de cuplaj. Deci telefonul ăsta merge 2G, 3G. Și gata. Și LTE merge, este garantat LTE. Dar se pot folosi și două cartele SIM în același timp. Una vine de la stat, cred, și este obligatorie. Dispozitivul are un scanner de amprente. În rest, are baterie, evident, cameră frontală și pe spate. Se vinde în două culori, negru și verde. Memoria 64 de giga, poți să adaugi card de memorie. Da. Sistemul de operare aici este tare de tot. Deci acest telefon, care va înlocui Apple în Rusia, are un sistem de operare numit Aurora. E un sistem închis, ca la Apple. Deși Apple are sistem de operare închis, nu e... Și ca țara. Da, dar sistemul ăsta Aurora este oferit cu multă insistență clienților ruși, are deja câteva aplicații și chiar Putin a cerut acum 2 ani guvernului rus să vină cu propuneri de îmbunătățire a sistemului de operare Aurora. Deci este sistemul Kremlinului, practic una dintre îmbunătățiri ar fi să cheme automat KGB-ul când îl înjuri pe Putin. Da. Să facă apel automat, scanează vocea, amprenta și are... Knock, knock. Da, costă 19.000 de ruble acest telefon, deci vreo 10-12 dolari în câteva bine, mă. Zile. Da, marele chichirez, telefonul pe care îl laudă doamna Butina are buton fizic ca să închizi microfonul și camera aparatului ca să nu fii spionat. Da, pe vremuri... Deci cheiță. Da, pe vremuri scoteai bateria, mai ții minte? Da. Se scotea bateria din telefon? Eu nu țin minte, dar știu niște foști politici în care... Niște foști, toți. Da. Deci practic. Acest telefon aia rusesc arată ca o Lada. Un fel de Lada telefon. Ca o Rada sau ca o Lada? Lada, nu mai știu. Lada. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.